Mulțumim Domnului că ne-a ajutat să fim împreună. N-am niciun merit în treaba asta, dar mă bucur alături de dumneavoastră că putem fi în labicerele Lui. Și ne bucurăm că avem pe fratele Neluțu cu noi. Salutări la toți din partea fraților, din partea de apus a lumii, în partea de vest a Americii. Acolo am fost săptămâna trecută și precedenta. Ce să zic, peste tot e la îndemână bunătatea Domnului. Numai mă întreb, și probabil că și dumneavoastră vă întrebați, cât suntem de conștienți de această bunătate, de această prezență a Lui cu noi. Tema pentru în seara aceasta, aș vrea să vă propun simțământul prezenței Lui Dumnezeu. E știut că Dumnezeu a avut în inima Lui cerească, sfântă, în inima dragostei veșnice, dorința să fie alături de copiii Lui, să fie în mijlocul lor. Dumnezeu nu-și ia concediu, nu se retrage, n-are motive să o facă, nu obosește niciodată în dragostea Lui și de aceea îi place dinpreună cu copiii Lui. Ca să nu lungim introducerea aceasta, ne gândim la faptul că cei care au fost de vină în faptul că nu mai a fost Dumnezeu atât de aproape de oameni, n-a fost între Dumnezeu și oameni, n-a fost El, n-a fost alegerea Lui, ci a fost alegerea noastră a oamenilor. Adam, dinpreună cu soția lui, s-au ascuns amândoi de prezența lui Dumnezeu. Ei au pus distanța. Și într-adevăr, Dumnezeu este un foc mistuitor. Și nu pot sta în prezența Lui. A făcut bine că le-a îngăduit să se retragă, să fugă. Zice că s-a dus Cain în țara numită Fugă, Nod. De ce? Din aceeași pricină, că nu te simți bine când ești cu musca pe căciulă, cum zice pe românește, când suntem apăsați de simțământul neplăcut și stânjenitor al faptului neîmplinit, al păcatului, al depărtării de Dumnezeu. Călcarea voii Lui duce la nefericire și la distanță. Dumnezeu a acoperit această distanță prin venirea Domnului Hristos. Din nou putem fi cu El, dar e adevărat, nu ca ucenicii când dormeau lângă El, în jurul Lui, sau la câțiva pași distanță atunci când El se retrăgea din mijlocul lor să se poată ruga fără să-i deranjeze când dorm. Nu ca ei lângă El, în jurul Lui când predica, lângă El când înmulțea pâinile mulțimii și așa mai departe, ci lângă El într-un mod puțin diferit. Adică în ce fel diferit? E mai puțin lângă noi sau cum? E diferit prin faptul că nu-L vedem, nu că e mai puțin aproape. Iată că eu sunt cu tine este refrenul fericit al Scripturii. Iosua 1,5. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine, cum am fost și cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Asta este făgăduința lui Dumnezeu pentru un om care își dorește lucrul acesta, cum era Iosua. Acum, pentru cine nu își dorește, ce să facă Domnul? Cu insistența, cu, cum se cheamă așa, cu apăsarea, cu obligația să vină, nu merge. Nu duce spre dragoste. Nu ne face bine. Putem să Îl avem lângă noi și totuși putem să punem kilometri distanță prin dezinteresul nostru. Ce trist să meargă doi oameni pe stradă și să n-aibă nimic să spună unul altuia. Am văzut poze, dacă o să căutați puțin, o să le puteți vedea și dumneavoastră, sunt multe și interesante, cu tinerei la reuniuni sociale, în care poze, toată lumea e cu nasul plecat într-un telefon. Și te prinde zâmbetul, râs, așa, măi, de ce s-au mai strâns împreună? Puteau să rămână fiecare la casă și să-și texteze pe nu știu ce aplicație modernă și să-și spună ei ce au de spus, dacă tot nu pot să se uite în ochi la unul altuia și nu le pasă atât de tare prezența lor unul lângă altul, Ce trist ar fi să facem același lucru cu Dumnezeu. Nu sunt împotriva tehnologiei, pentru că ea vine din înțelepciunea pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor. E bine să avem la îndemână un ceva cu care foarte ușor poți găsi lucrurile și poți să rămâi în contact și așa mai departe. În biserică nu suntem împotriva jucăriilor acestora moderne, pentru că ne ajută să urmărim lucrurile lui Dumnezeu, dacă asta vrem. Nu o să punem camere de luat vedere deasupra dumneavoastră, să se uite în telefonul dumneavoastră să vadă unde sunteți de fapt în timpul serviciului divin, în timpul întâlnirii dumneavoastră cu Dumnezeu. Nici pentru cei mai tineri, care le mai mulțumim oate că au venit în seara asta, puteau să nu vină, pentru că oricum suntem liberi să venim sau să nu venim, s-au simțit îndemnați să vină. Mulțumim Domnului că mai aveți pe inimă să veniți aproape de Dumnezeu, dar nu-i destul și nu-i urmăribil. Deci nu ne propunem, dacă cineva și-ar propune într-o bună zi, n-ar face bine. Pentru că nici Dumnezeu nu o face în felul în care să ne deranjeze. El are o cameră de luat vedere, că veni vorba, așa, deasupra dumneavoastră, în fiecare clipă. Ne filmează 3D. Cum să explic? Nici nu știu cum să spun. 4D, adică ne filmează și pe dinăuntru, într-a patra dimensiune nemăsurabilă. Da, și ne dorește disponibili, neocupați de alte lucruri. O spun ca unul care are aceeași problemă. Poate că nu, eu știu, navighez eu în timpul serviciului divin pe alte lucruri, cum cred că nici dumneavoastră nu o faceți, așa să ne ajute Domnul. Putem să urmărim Biblia și electronic, și așa de hârtie, dacă o avem în mână. Sunt biserici moderne în America, nu în Africa Centrală, care au interzis membrilor lor să nu vină cu, au interzis să vină cu jucării din astea moderne, pentru că sunt ispitiți. Zice, de ce să vă ispitim? Poți mai bine facem o regulă. Sunt companii în timpul sesiunilor cărora nimeni nu deschide computerul. Moderne, fac milioane de dolari, poate miliarde unele dintre ele. Deci la reuniune, deși toată lumea e cu minte acolo și dacă ar deschide un computer s-ar presupune că urmărește ce interesează compania, că doar de-aia îți plătiți ca executivi, adică pe multe mii de dolari pe lună. Nu. Cu pixul pe hârtie, ca să nu cumva să îți vine nu știu ce reminder din ăsta că ai primit nu știu ce informație importantă, să-ți fugă mintea la altceva. Dumnezeu nu face chestii din astea. Nu ne impune, prieteni. Nu ne impune. Ne roagă să avem o inimă și pentru El. Nici măcar nu-și cere exclusivitatea, să zică, Doamne, numai cu mine. Nu-ți mai zboare gândul nicăieri. Ne roagă. Asta a fost dorința lui Dumnezeu. Suntem virusați cu toții și eu. Nu știu dumneavoastră cum vă simțiți. De ceea ce numim virusul blestemat al păcatului și nu ne convine prezența lui Dumnezeu. Fuga de Dumnezeu, care se manifestă în multe feluri, nu? Nu numai prin faptul că nu suntem cu El în adunare, câteodată, nu? Minute sau clipe sau cine știe. Nu suntem cu El în timpul săptămânii, nu suntem cu El în sabat, nu suntem cu El în multe privințe. Dar putem fi. Haideți să urmărim acest gând superb. 1 Cronici 28:20. David a zis fiului său Solomon, întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează. Nu te teme de nimic, nu te înspăimânta, căci Domnul Dumnezeul tău, meu, nu tău, interesant, meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi, până nu vei isprăvi și așa mai departe. Nu te va părăsi, va fi cu tine. Psalmul 34:28. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii Lui. Totdeauna ei sunt sub paza Lui. Cât timp? Cât la sută din timpul exprimat al vieții unui om? Totdeauna înseamnă 100%. Dumnezeu nu părăsește pe oameni. Nici când fac răul, nici când fac binele. Mi-aduc aminte că eram și eu... copilaș, cum toți am fost cândva, și după ce am mai crescut, am mai auzit și alți părinți spunând copiilor, dacă nu ești cu minte, Domnul Iisus te mai iubește. Oare? Că nu se bucură, e adevărat, dar Dumnezeu nu schimbă dragostea. Zice, îți păstrez bunătatea mea, te iubesc cu o iubire veșnică, nu azi da, mâine dacă nu faci ce trebuie, gata, s-a terminat, mâine nu. Nu! Asta nu-i din Biblie, e altceva. În Biserica Catolică poate că s-a inventat. Așa pe, nu? Nu. Nu merităm dragostea. El e cu noi pentru că ne iubește. Dar poți să te ascunzi de el, poți să nu-l iubești înapoi, poți să... Dar, pe de altă parte, putem să fim ca David, să fim cu Domnul. Tot Psalmul 37, cred că zice ceva mai la... nu, 73. Haideți să urmărim acest superb verset, felul în care se încheie o meditație a lui Pavel. Zice... Însă eu totdeauna sunt cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Totdeauna, zice Dumnezeu, că va fi cu tine, fiule Solomon. Și David răspunde, ca răspuns al nostru către Dumnezeu, totdeauna și eu sunt cu tine. Pentru că și tu ești totdeauna cu mine. Asta e creștinismul, frații mei. Dacă vreți să ajungem cu Dumnezeu totdeauna cu El, adică veșnicia, trebuie să acceptăm că Dumnezeu este cu noi. Nu regula îl schimbă pe om, ci realitatea prezenței lui Dumnezeu. Regula o știe omul, dar e ispitit să o calce. Dar faptul că îl știe acolo lângă el pe Domnul, îl face să nu mai poată călca cu ușurință. Nu-ți mai vine altfel. Dacă Domnul Iisus ar fi vizibil în adunarea noastră, în viața noastră, în casele noastre, pe străzile noastre, multe din lucrurile pe care le facem sau pe care le gândim, nu le-am mai face, nu le-am mai gândi. Cred. Ca scut, cuvântul lui Dumnezeu, Educația 255, ca scut împotriva ispitei, și inspirație către puritate și adevăr. Nici o influență nu poate egala sentimentul prezenței lui Dumnezeu. Totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de a face, spunea Scriptura. Sau Evrei 4, Habacuc 1, ochii tăi sunt așa de curați că nu pot vedea răul și nu pot să privești nelegiuirea. Acest gând a fost scutul lui Iosif când se afla în mijlocul stricăciunii din Egipt. În fața ispitelor, răspunsul său a fost ferm. Cum aș putea să fac un rău atât de mare, să păcătuiesc împotriva Dumnezeului meu? Dacă este cultivată credința, va aduce un astfel de scut fiecărui suflet. Credința că ce? Nu că există un Dumnezeu, ci și dracii cred și se înfioară și nu schimbă viața nicicum. Nu că există o rânduială a vieții noastre, că există o judecată de apoi, că există un har, că... nu! Ci credința că e cu mine acum. Dumnezeu în trup, felul în care a vrut Dumnezeu să se explice, încerc și eu să sugerez către dumneavoastră, este Emanuel, adică Dumnezeu cu noi, la prezent, acum. Totdeauna este cu tine, îi spunea David fiului lui. Și răspunsul sufletului să fie, totdeauna sunt cu tine, Doamne. Mă vei apuca de mâna dreaptă când vreau să o iau la stânga sau la dreapta. Mă vei călăuzi cu harul tău și mă vei primi în slavă. Zice, acest lucru este cel mai puternic scut și dacă avem credința aceasta, orice suflet, spune paragraful, poate să aibă această apărare. Următorul paragraf. Numai simțământul prezenței lui Dumnezeu poate alunga teama, numai simțământul prezenței poate alunga teama care i-ar face viața o povară copilului timid. Acum, într-un fel sau altul, toți suntem copii. Aici se referă direct la copii. Eu cred că se aplică și la adulți. Ți-e frică? Cum îți ies afacerile săptămâna viitoare? Îți rezolvi lucrurile. Cum e cu copilul tău bolnav? Cum e cu treaba X, cu treaba Y? ți-e teamă. Zice, simțământul prezenței lui Dumnezeu alungă teama. Doamne, Tu le știi, Tu poți, Tu ești în control, mă plec cu smerenie înaintea Ta, fă Tu cum vrei cu viața mea. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Psalmii 34:7. Să citească această povățuire minunată a lui Elisei, aflat în cetate pe munte, cum între el și oștirile vrăjmașe înarmate se afla un blubru puternic de îngeri cerești. Să citească despre cum i s-a arătat îngerul lui Petru, care era întemnițat și condamnat la moarte, cum l-a condus în siguranță îngerul pe slujitorul lui Dumnezeu, trecând de gărzile înarmate, de ușile masive și de marea poartă de fier, cu toți drugii și zăvoarele lor. Să citească despre acea scenă de pe mare, când Pavel, obosit de muncă, veghere și post îndelungat, a rostit aceste mărețe cuvinte de încurajare și de nădejde către soldații și marinarii aruncați încoace și încolo de furtună. Acum, cuvintele lui Pavel, vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul dintre voi nu va pieri. Un înger al lui Dumnezeu, al căruia sunt slujitor, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis, nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului. Și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Numai, că fiți cu voie bună. Cum să fii cu voie bună când s-a rupt corabia? Când te lovește furtuna, când între viață și noapte, în fiecare secundă, nu în fiecare oră. Cum să fii cu voie bună? Uite așa. Domnul mi-a zis că are El niște planuri care vă conțin și pe voi. Are cu mine și de aia are și cu voi, că suntem împreună în aceeași treabă aici. Uite, nu o să piară niciunul. Zice mai departe, în credința promisiunii sale, Pavel așa a asigurat tovarășii de drum, nu vi se va pierde niciun fir de păr de pe cap. Așa s-a și întâmplat, pentru că în corabia aceea exista un om prin care Dumnezeu putea lucra, toți cei care erau la bord, soldați, păgâni sau marinari, au fost cruțați. Au ajuns toți teferi la uscat. Faptele Apostolilor 27. Cu 22 la 24. Aceste lucruri au fost scrise, și cu aceasta vreau să încheiem meditația noastră în această seară. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca nu doar să le citim și să ne minunăm de ele, ci ca aceeași credință care a lucrat în slujitorii din vechime ai lui Dumnezeu să poată lucra și în noi. Copii, tinerei, nu mai sunteți voi copii, ați fost, da. Pentru dumneavoastră mai în vârstă, pentru cei mai în vârstă decât de vârstă mijlocie, pentru toți, Dumnezeu ne spune acest cuvânt. Sunt cu tine, iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul timpului. Nu doar să ne minunăm cum a lucrat în vechime, ci să înțelegem că astăzi face la fel. El va lucra astăzi, într-un mod special, ca și atunci, oriunde se vor afla inimi ale credinței care să caute puterea sa. Cei care nu au încredere în ei înșiși, a căror lipsă de încredere în forțele proprii îi face să evite grijile și responsabilitățile, să fie învățați să se încreadă în Dumnezeu. Deci, cei care n-au încredere în ei înșiși, ce trebuie să fie învățați? Să facă bine, să continue această smerenie, încrezându-se în prezența și în puterea lui Dumnezeu. Astfel, mulți care alminter nu ar fi decât un nimeni în lume, m-a durut și m-a uimit expresia asta. Cum? Mulți dintre noi care n-am fi nici măcar un nimeni în lume, poate doar o povară neajutorată, vor putea, alături de Pavel, să spună, pot totul în Hristos care mă întărește. Deschideți toate ferestrele către ceruri. Slujirea medicală 34. Ca să intre toate razele de soare strălucitor ceresc ale soarelor neprihănirii. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă trăiesc și lucrează sub impresia continuă că Domnul este aici. Acest lucru produce o influență sfântă pe care Duhul o întipărește pentru totdeauna asupra inimii și asupra minții. Domnul este aici. Zicea patriarhul când s-a trezit în dimineața aceea după visul cu scara până la cer. Oh, am văzut fața Domnului și n-am murit. Domnul este aici, pe el. Dacă trăim cu gândul acesta, zice Dumnezeu, acest gând, această realitate sfântă va schimba viața noastră, va avea o influență nobilatoare, continuă, fericită, transformatoare. Mi-o doresc, vă spun cu toată inima, mi-o doresc și în dreptul meu și cred că și dumneavoastră vă doriți. Dumnezeu să ne ajute cu prezența Lui. Amin.